Astăzi are loc ședința Consiliului Local, ordinară. Pentru început, aș dori să vă întreb dacă ați studiat procesul verbal de la ședința anterioară. Dacă sunt discuții, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Nu am ieșit. O să dau citire ordinii de zi. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării numărul 8 a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de audit financiar numărul 44.797 din 18.10.2021 împreună cu decizia numărul 41 din 9.11.2021 emis de Camera de Conturi Bacău, încheiat în urma unei acțiuni de verificare din perioada 6.9.14.10.2021 la nivelul Comunei Ungureni și dispunerea măsurilor necesare. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de prelungire a scrisorilor de garanție numărul 89 din 4.04.2018 și numărul 230 din 12.05.2020 emise de PNG CIMM-SA. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al OAT Comuna Ungureni pentru ședința adunării generale a acționarilor ASECE Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 6.12.2021. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării cheltuielilor de funcționare ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ungureni-Buhoci, Bacău, ce devin Comunei Ungureni. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită conform legii 15.3 asupra prețului de până la 500 metri pătrați de teren în vederea construirii unei locuințe proprietate personală unui beneficiar în satul Ungureni. Se suplimentează dacă sunteți de acord cu ordinea de zi. Cine este pentru? Domnul Ialu Dragomir, sunteți pentru, da? Se suplimentează cu proiect de hotărâre privind mandatarea primarului Comunei Ungureni, județul Bacău, în vederea reprezentării Consiliului Local al Comunei Ungureni în dosarul numărul 1329-110 din 2021, aflat pe rolul Tribunalului Bacău, secția a doua, civilă și de contencios, administrativ și fiscal. Dacă sunteți de acord și cu punctul suplimentar. Cine este pentru? Toată lumea. Primul proiect de hotărâre, doamna contabilă. Bună ziua! Proiect de hotărâre privind rectificarea numărul 8 a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021. Având în vedere legea bugetului de stat pe anul 2021, articolul 19 aliniatul 2, articolul 49 aliniatul 4 și aliniatul 7 ale legii numărul 273 din 2006 privind finanțele publice locale. În conformitate cu prevederile articolului 129 aliniatul 1 și aliniatul 2 din codul administrativ, propune majorarea veniturilor proprii în trimestrul 4 cu suma de 67.400, virarea sumei de 1.100 de lei în cadrul capitolului 510103 Autorități Executive de la titlul 10.01.12 la titlul 10.01.01, diminuarea cheltuielilor în trimestrul 4 cu suma de 3.100 de lei de la capitolul 510103 Autorități Executive, titlul 10.01.01, diminuarea cheltuielilor în trimestrul 4 cu suma de 3.000 de lei de la capitolul 51 Autorități Executive, titlul 10.01.12, diminuarea cheltuielilor în trimestrul 4 cu suma de 5.000 de lei de la capitolul 51 Autorități Executive, titlul 10.01.17, diminuarea cheltuielilor cu suma de 4.000 de lei de la capitolul 51 Autorități Executive, titlul 10.03.07, diminuarea cheltuielilor cu suma de 5.000 de lei de la capitolul 51 Autorități Executive, titlul 20.01.08. Diminuarea cheltuielilor cu suma de 5.000 de lei de la capitolul 51, titlul 20.01.20.13.
recuperarea sumei de 6.000 de lei în cadrul capitolului 6105, protecție civilă și protecție contra incendiilor, titlul 100307, contribuția asigurătorii pentru muncă, la titlul 100101, salarii de bază. Diminuarea cheltuielor cu suma de 1.500 de lei de la capitolul 6105, protecție civilă și protecție contra incendiilor, titlul 100117, indemnizații de hrană. Diminuarea cheltuielilor cu suma de 3.500 de lei de la capitolul 6105, protecție civilă și protecție contra incendiilor, titlul 100307, contribuția asiguratorie pentru muncă. Diminuarea cheltuielilor cu suma de 58.000 de la capitolul 6550, alte cheltuieli în domeniul învățământului, titlul 7101.30. Diminuarea cheltuielilor în trimestrul 4 cu suma de 150.000 de la capitolul 665050, titlul 710101. Diminuarea cheltuielilor în trimestrul 4 cu suma de 269.000 de la capitolul 670307, cămine culturale, titlul 710101. Virarea sumei de 13.000 de lei în cadrul capitolului 6750, alte servicii în domeniile culturii, recreierii și religiei, de la titlul 2002 la titlul 200130, alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare. Diminuarea cheltuielor cu suma de 3.000 de lei de la capitolul 685050, alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale, titlul 10. Diminuarea cheltuielor cu suma de 2.000 de lei de la capitolul 685050, alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale, titlul 100117. Diminuarea cheltuielor cu suma de 1.000 de lei de la capitolul 685050, alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale, titlul 100307. Diminuarea cheltuielor cu suma de 5.000 de lei de la capitolul 685050, alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale, titlul 200130, alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare. Majorarea cheltuielilor în trimestrul 4 cu suma de 5.000 de lei la capitolul 51 autorități executive, titlul 200101, furnituri de birou. Majorarea cheltuielilor cu suma de 1.600 de lei la capitolul 51 autorități executive, titlul 200105. Majorarea cheltuielilor cu suma de 3.000 de lei la capitolul 51 autorități executive, titlul 200601. Majorarea cheltuielilor cu suma de 3.500 de lei de la capitolul 6105, protecție civilă și protecție contra incendiilor, titlul 710130, alte active fixe. Majorarea cheltuielilor cu suma de 7.000 de lei la capitolul 6750, alte servicii în domeniile culturii, recreării și religiei, titlul 200130, alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare. Majorarea cheltuielilor cu suma de 500 de lei la capitolul 680502, asistent social în caz de invaliditate, titlul 200130. Majorarea cheltuielilor cu suma de 500 de lei la capitolul 68.15.01, ajutor social, titlul 57.02.01, ajutare sociale numerare. Majorarea cheltuielilor în trimestrul 4 cu suma de 55.000 de lei la capitolul 70.05.01, alimentare cu apă, titlul 71.01.30, alte active fixe. Majorarea cheltuielilor cu suma de 40.400 la capitolul 70.06, iluminat cu și electrificări rurale, din 20.01.03, încălzit, iluminat și forță motrică. Majorarea cheltuielilor cu suma de 245.000 de lei la capitolul 70.06, iluminat cu și electrificări rurale, titlul 71.01.30, alte active fixe. Majorarea cheltuielilor cu suma de 55.100 la capitolul 70.06, iluminat public și electrificări și electrificări rurale, titlul 710130, alte active fixe. Majorarea cheltuielilor cu suma de 24.000 de lei la capitolul 7050, alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale, titlul 710130, alte active fixe. Majorarea cheltuielilor cu suma de 110.000 de la capitolul 7050, alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale, titlul 710130, alte active fixe. Majorarea cheltuielilor cu suma de 22.000 la capitolul 740502, colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor, titlul 200104, apă, canal și salubritate. Majorarea cheltuielilor în trimestrul 4 cu suma de 33.000 la capitolul 840301, drumuri și poduri, titlul 200202, reparații curente. Vă mulțumesc! Dacă sunt discuții pe marginea materialului prezentat, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Unanimitate. Punctul 2 va fi prezentat tot de doamna contabilă. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de audit financiar numărul 44.000
797 din 18.10.2021, împreună cu decizia numărul 41 din 9.11.2021, emis de Camera de Conturi Bacău, încheiat în urma acțiunii de verificare din perioada 06.09.14.10.2021 la nivelul Comunei Ungureni și dispunerea măsurilor necesare. Văzând referatul de aprobare al primarului Comunei Ungureni, raport de specialitate întocmit de compartimentul financiar contabil, adresat numărul 51.537 din 10.11.2021 a Camerei de Conturi Bacău, propun sfârșirea raportului de audit financiar numărul 44.797 din 18.10.2021, împreună cu decizia numărul 41 din 9.11.2021, emis de Camera de Conturi Bacău, încheiat în urma acțiunii de verificare în perioada mai sus menționată, conform anexei care face parte integrată din prezenta hotărâre și dispunerea măsurilor necesare. Măsura numărul 1. Elaborarea și fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieri. Stabilirea tuturor categoriilor de impozite și taxe locale și a cuantumului datorat de fiecare contribuabil, persoană fizică și juridică, prin hotărârea Consiliului Local. Dispunerea de măsuri legale necesare care să conducă la constituirea fondului de rezervă bugetară, ce se utilizează la propunerea ordonatorilor principale credite pe bază de hotărârea Consiliului Local pentru finanțarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute. Termen de realizare 15 februarie 2022. Exactitatea și realitatea datelor reflectate în situațiile financiare, organizarea și conducerea contabilității în conformitate cu prevederile legale. Reconstituirea evidenței analitice a bunurilor de natură a domeniului public și privat al unității administrativ-teritoriale. Termen de realizare 15 ianuarie 2022. Calitatea gestiunii economico-financiare, disciplina de casierie și gestionarea fluxurilor de numerar, respectarea disciplinei de casă în conformitate cu cadrul normativ în vigoare, efectuarea cel puțin o dată pe lună a unor acțiuni de control inopilat al fluxului de numerar și celorlalte valori aflate în caseria unității, termen de realizare 15 ianuarie 2022, evaluarea sistemelor de management și control intern, control financiar preventiv. Primarul Comunei Ungureni, în calitate de ordonator de credite, va dispune măsuri concrete care să asigure organizarea controlului financiar preventiv în conformitate cu cadrul normativ în vigoare, elaborarea, implementarea și asigurarea funcționalității procedurilor interne de lucru și de contorn intern pentru toate activitățile desfășurate la nivelul administrației publice locale, care implică administrarea și gestionarea bugetului de venituri și cheltuieri, inclusiv a patrimoniului public și privat al comunei. Termen de realizare 15.01.2022. Inventarierea patrimoniului public și privat al unității administrative teritoriale, stabilirea rezultatelor inventarierii și reflectarea acestora în situațiile financiare întocmite de entitate în conformitate cu prevederile legii contabilității numărul 82 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice. Termen de realizare 15.01.2022. Actualizarea inventarului domeniului public și privat al UAT, reevaluarea patrimoniului cu respectarea prevederilor legale în vigoare, valorificarea reevaluării și înregistrarea corespunzătoare a bunurilor de natură a domeniului public și privat al UATC Ungureni. Termen de realizare 15.01.2022. Activitatea ordonatorului terțial de credite. Altă măsură. Înregistrarea documentelor în evidența financiar-contabilă. Primarul UATC Ungureni, în calitate de ordonator principal de credite, va monitoriza modul în care ordonatorul terțial de credite, directorul școlii gimnaziale Ungureni, va dispune măsurile care să conducă la respectarea principiilor contabile cu privire la reflectarea corectă a operațiunilor economice în evidența contabilă și evidență gestionarea a entității pentru asigurarea unei bune gestiuni a fondurilor publice și a patrimoniului public. Înregistrarea în evidența contabilă sau extracontabilă a tuturor bunurilor mobile sau imobile deținute de unitate cu respectarea reglementărilor contabile în vigoare. Revizuirea ansamblului de politici și proceduri contabile în vederea furnizării unei asigurări rezonabile pentru prevenirea și depistarea fraudelor și a greșelilor, calitatea documentului de contabilitate și producerea în timp util de informații de încredere referitoare la segmentul financiar. Normarea periodică a consumului de carburant auto, astfel încât situațiile financiare să reflecte realitatea consumului. Termen de realizare 15 ianuarie 2022. Neefectuarea inventarierii patrimoniului entității în conformitate cu prevederile legale aplicabile.
primarul OATC Ungureni, în calitate de ordonator principal de credite, va monitoriza modul în care ordonatorul terțial de credite, directorul școlii gimnaziale Ungureni, va dispune măsurile care să conducă la elaborarea de norme și proceduri de lucruri proprii pentru efectuarea inventarierii și instruirea comisiilor de inventariere în vederea respectării prevederilor normelor privind inventarierea patrimoniului aprobate prin OMFP numărul 2861. Inventarierea în totalitate a patrimoniului public și privat al entității conform normelor în vigoare, stabilirea rezultatelor inventariere și reflectarea acestora în situațiile financiare tocmite de entitate în conformitate cu prevederile legii contabilității numărul 82 din 1991. Termen de realizare 15.1.2022. Vă mulțumesc! Dacă sunt discuții pe marginea materialului prezentat, dacă nu se punem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abține. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de prelungire a scrisorilor din 4 a 2018 și 230 din 12.5.2020. Având în vedere expunerea de motive la acest proiect de hotărâre prezentat de primarul Comunei Ungureni cu numărul 5702 din 2.11.2021, din care reiese necesitatea prelungirii perioadei de valabilitate a proiectului, modernizarea, renovarea și dotarea Comunului Cultural din satul Mibureș, Comuna Ungureni, județul Bacău, și solicitarea prelungirii scrisorii de garanție din partea FNGCIMM-SA-IFN. Raportul de specialitate, în temeiul prevederilor articolului 2 din OUG numărul 9 din 2010, privind aprobarea programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanțate din instrumente structurale ale Uniunii Europene alocate României, ordinul numărul 13 din 13.1.2021 emis de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale privind stabilirea nivelului lunar al Comisiunii de Garantare pe anul 2021 pentru scrisoare de garanție reprezentând 110% sau după caz 100% din avansul acordat de AFIR de beneficiarii OUG 79 din 2009, propune. Propune aprobarea solicitării de prelungire a scrisorii de garanție numărul 89 din 4.4.2018 emisă de FNGCIMM-SA în sumă de 361.758,30 de lei, reprezentând 100% din valoarea avansului prevăzut în contractul de finanțare numărul C0760CN 000-315-104-00-225 din 27.02.2017, cu modificări și completări încheiat cu AFIR pentru implementarea proiectului Modernizarea, Renovarea și Dotarea Comunei Culturale satului Bireș, Comuna Ungureni, județul Bacău, cu valabilitate inițială 14.03.2022 până la data de 14.03.2023. Vă mulțumesc! Dacă sunt discuții pe marginea materialului prezentat, dacă nu se pune la vot, cine este pentru? Împotriva? Nu. Punctul 5. Va fi prezentat de doamna. Proiect de hotărâre privind stabilirea indicatorilor finanțelor locale pentru anul 2022. Primarul, având în vedere, primarul Comunei Ungureni, având în vedere reportul de aprobare și raportul de specialitate al compartimentului de impozite și taxe, în conformitate cu prevederile articolului 56 din Constituția României Republicată, cât și dispozițiile articolului 9 al Cartei Europene a Autonomiei Locale adoptată la Strasbourg și ratificată prin legea 1999 din 1997, titlul 9 Impozite și taxe locale din legea 227/2015 privind codul fiscal, legea 207/2015 privind codul de procedură fiscală, modificările și completările ulterioare, hotărârea 48 privind stabilirea taxelor de închiriere a căminelor culturale din Comuna Ungureni și în baza dispoziției articolului 129 din Ordonanța de Urgență 57/2019 privind codul administrativ, propune aprobarea taxelor și impozitelor locale pentru Comuna Ungureni, județul Bacău, pentru anul fiscal 2022, după cum urmează. Nivelurile în sume fixe sunt prevăzute în anexa 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Se stabilește cota de 0,08% pentru clădirile rezidențiale și clădirile anexe aflate în proprietatea persoanelor fizice, 0,2% pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice,
În cazul în care valoarea clădirilor nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice nu poate fi calculată, impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile. În cazul clădirilor cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculează prin însumarea impozitului calculat pentru suprafața folosită în scop rezidențial cu impozitul determinat pentru suprafața folosită în scop nerezidențial, indicată prin declarație pe propria răspundere și cu condiția ca cheltuielile cu utilitățile să nu fie înregistrate în sarcina persoanei care desfășoară activitatea economică. Se stabilește cotă de 0,08% pentru clădirile rezidențiale și clădirile anexe aflate în proprietatea persoanelor juridice, 0,2% pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor juridice. În cazul clădirilor cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice, impozitul se calculează prin însumarea impozitului calculat pentru suprafața folosită în scop rezidențial cu impozitul calculat pentru suprafața folosită în scop nerezidențial. Cota impozitului sau a taxei pe clădire este de 5% în cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă în ultimii 5 ani anterior anului de referință. Impozitul sau taxa pe terenurile amplasate în intravilan și extravilan se calculează în funcție de rangul localității pe categorii de folosință. Bonificația pentru plata cu anticipație a impozitului datorat pentru întregul an până la 31 martie 2021 se acordă contribuabililor persoane fizice și juridice și se stabilește în cazul impozitului pe clădire 10%, impozit pe teren 10% și în cazul impozitului pe mijloace de transport, cu excepție celor prevăzute la articolul 11 aliniatul 34, la 10%. Pentru clădirile și terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosință, se stabilește taxe pe clădiri și taxe pe teren, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosință, după caz, în condiții similare impozitului pe clădiri și impozitului pe teren. Impozitul pe mijloace de transport se calculează în funcție de capacitatea cilindrică a acestora prin înmulțirea fiecărei grupe de 200 cm3 sau fracțiune din aceasta cu sumele corespunzătoare în funcție de vehicul și respectiv în lei pe an pentru vehiculele înregistrate fără capacitate cilindrică evidențiată. Plata impozitului pe clădiri, impozitului pe teren și impozitului pe mijloace de transport se face trimestrial în două rate egale cu termene la 31 martie și 30 septembrie inclusiv. Taxa pe clădiri și taxa pe teren se plătesc lunar până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosință. Impozitul anual pe clădiri, teren și mijloace de transport datorate aceluiași buget local de către contribuabil persoane fizice și juridice, cumulat pentru cei care dețin în proprietate mai multe clădiri, terenuri sau mijloace de transport în sume de până la 50 de lei, se achită integral până la 31 martie 2022. Taxa pentru eliberare sau vizare anuală a autorizației privind desfășurarea activității de alimentație publică pentru persoanele a căror activitate, potrivit clasificării activităților din economia națională CAEN, se încadrează în grupele 561 restaurante, 563 baruri și alte activități de servire a băuturilor, 932 alte activități recreative și distractive. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2022. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de compartimentul impozite și taxe locale. Mulțumesc. Discuții, dacă sunt. Supunem la vot. Cine este pentru? Unanimitate. Punctul 5, o să-i dau eu citire. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unității Administrative Teritoriale Comuna Mureni pentru ședința adunării generale a acționarilor a SECE, Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 6-12-2021. Având în vedere legea serviciului de alimentare cu apă de canalizare numărul 241 din 2006, republicată cu modificările și completările ulterioare, ale contractului de finanțare numărul 423 din 3-12-2020, precum și ale contractelor de împrumut încheiate cu BRD, ale hotărârii Consiliului Local al Comunei Ungureni numărul 26 din 31-5-2021 privind stabilirea limitelor de reprezentare a reprezentatului legal Unității Administrative Teritoriale Comuna Ungureni în adunarea generală a acționarilor a SECE Compania Regională de Apă Bacău S.A. la care Comuna Ungureni este acționar, respectiv în AGA Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău. În baza prevederilor articolul 8, alinia 3, articolul 10, aliniat 2 și articolul 11, aliniat 2, litera K, din actul constitutiv al SECE Compania Regională de Apă, ESA, precum și articolul 17, aliniat 2, litera A,
Punctul 4, litera E, din statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, văzând adresa Companiei Regionale de Apă, ESA, numărul 13.038 din 3.11.2021, înregistrată la Unitatea Administrativă Teritorială Comuna Ungureni, cu numărul 5.943 din 15.11.2021, privind convocarea adunării generale ordinare a acționarilor SECE CRAB ESA, în data de 6.12.2021, și comunicarea ordinii de zi a ședinței, ținând seama de referatul de aprobare a primarului Comunei Ungureni numărul 5.985 din 16.11.2021, de raportul compartimentului de specialitate numărul 6.029 din 19.11.2021, precum și de raportul de avizare a Comisiei de Specialitate din cazul Consiliului Local, în temeiul articolului 129 alineat 2 litera A și D, alineat 3 litera D și alineat 7 litera E, articolul 139 alineat 3 litera D și F, articolul 132, articolul 154 alineat 1, teza 1, precum și al articolului 196 alineat 1 litera A din codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, propune Consiliul Local al Comunei Ungureni, în calitate de autoritate administrativă, autonomă, deliberativă a acționarului SECE CRAB SA, acordă mandat special reprezentantului său legal în adunarea generală a acționarilor SECE CRAB SA să voteze în adunarea generală ordinară a acționarilor SECE CRAB SA din data de 6.12.2021 la hotărârile prevăzute la punctele 1-2 ale ordinii de zi și comunicate prin adresa SECE CRAB SA numărul 13.038 din 3.11.2021. Prezenta hotărâre va fi comunicată reprezentantului legal al Consiliului Local al Comunei Ungureni în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău și în adunarea generală a acționarilor SECE CRAB SA, compartimentului care întocmește raportul, în cadrul aparatului de specialitate a primarului Comuna Ungureni, Companie Regională de Apă Bacău SA, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, prefectului județul Bacău va fi făcută publică în condițiile legii. Dacă sunt discuții, supunem la vot. Cine este pentru? Toată lumea. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind finanțarea cheltuielilor de funcționare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ungureni-Buhoci-Bacău, ADI, ce revin Comunei Ungureni. Având în vedere referatul de aprobare a primarului Comunei Ungureni numărul 5800 din 4.11.2021, raportul compartimentului de specialitate numărul 5801 din 4.11.2021, raportul de avizare a Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local Ungureni, în temeiul dispozițiilor din Ordonanța de Urgență a Guvernului, numărul 57 din 2019, având privind codul administrativ, propune aprobarea finanțării cheltuielilor de funcționare ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ungureni-Buhoci-Bacău, ce revin Comunei Ungureni în cuantum de 10.000 de lei pe an. Primarul și compartimentul contabilitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. Prezenta hotărâre se va comunica instituției prefectului județul Bacău, primarului Comunei Ungureni, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ungureni-Buhoci și va fi adusă la cunoștință publicului în condițiile legii. Dacă sunt discuții. Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită conform legii 15 a suprafeței de până la 500 metri pătrați de teren în vederea construirii unei locuințe în proprietate personală pentru un beneficiar în satul Ungureni. Având în vedere prevederile legii 15/2003 cu privire la atribuirea în folosință gratuită a suprafeței de până la 500 metri pătrați de teren în vederea construirii unei locuințe în proprietate personală pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani, dosarul depus de către solicitant cu declarația pe propria răspundere că nu deține în proprietate o locuință sau un teren destinat construirii unei locuințe pe raza Comunei Ungureni,
propus pe aprobare Consiliul Local, care s-a întâlnit în ședința de astăzi, proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii folosință gratuită de corpul legii 15/2003 a suprafeței de până la 500 metri pătrați beneficiarului Iorga Cătălin Vasile. Dacă sunt discuții, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cu îngăduința dumneavoastră, ultimul proiect de hotărâre care s-a suplimentat, proiect de hotărâre privind mandatarea primarului Comunei Ungureni, județul Bacău, în vederea reprezentării Consiliului Local al Comunei Ungureni în dosarul numărul 1329-110 din 2021, aflat pe rolul Tribunalului Bacău, secția a doua civilă și de contencios administrativ și fiscal. Doamna secretară, domnișoară secretară. Din dispozițiile UG 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, nu rezultă posibilitatea reprezentării de drept a Consiliului Local de către primar în litigiile în care Consiliul Local este parte. În condițiile în care este vorba despre autoritățile administrației publice locale cu competențe diferite, respectiv primarul ca autoritate executivă și Consiliul Local ca autoritate deliberativă. Articolul 109 alineatul 1 din UG 57/2019 mandatează primarul să reprezinte în justiție doar unitatea administrativ-teritorială, care, potrivit prevederilor articolului 96 alineatul 1, este o persoană juridică de drept public, cu capacitate juridică deplină și patrimoniu propriu. Pe rolul instanței există dosarul 1329/110/2021 al Tribunalului Bacău, secția de contencios, cu obiect pretenții, dosar în care s-a cerut suspendarea HCL numărul 36/2020, HCL privind aprobarea contractului de protecție de tip rezidențial al persoanelor cu handicap. În acest dosar s-a ridicat problema lipsei unui mandat al primarului, prin care acesta să poată reprezenta interesele Consiliului Local în justiție. Tribunalul Bacău a acordat un alt termen la data de 6.12.2021, până la care se va face dovada calității de reprezentant convențional al Consiliului Local Ungureni, potrivit articolului 85 și următoarele din codul de procedură civilă, dat fiind intervenient forțat este Consiliul Local Ungureni și nu alte Comuna Ungureni. Având în vedere cele relatate mai sus, primarul Comunei Ungureni, județul Bacău, propune: se mandatează primarul Comunei Ungureni, județul Bacău, să reprezinte Consiliul Local Ungureni și să trimită relațiile solicitate în dosarul numărul 1329/110/2021, aflat pe rolul Tribunalului Bacău, secția a doua civilă și de contencios administrativ și fiscal. În temeiul mandatului de reprezentare, primarul Comunei Ungureni va semna actele procedurale care vor fi emise în numele și pe seama Consiliului Local al Comunei Ungureni. Primarul Comunei Ungureni va informa Consiliul Local, atunci când este cazul, asupra sentințelor definitive pronunțate de către instanțele judecătorești în dosarele privind litigiul pentru care acesta a fost mandatat de către Consiliul Local. Dacă sunt discuții, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Unanimitate. Cu acestea declară închisă ședința. Da.